Califul și nebunul. În vremurile de demult, se obișnuia ca toți cei bogați sau de viță nobilă să își țină pe la curți sau palate câte un nebun. Respectivul om nu era nebun de-a binelea. I se spunea așa pentru curajul lui de a spune anumite lucruri adevărate, dar care erau de cele mai multe ori defecte ale celor din jur, într-un mod hazliu. Astfel, onorata asistență se putea distra de minune. Nebunul de la curtea califului din Bagdad era un om deștept, iscusit și cu răspunsurile lui meșteșugite și cu glumele lui reușea să-și încânte stăpânul. Califul îl îndrăgi destul de tare și chiar și ceilalți curteni îl respectau pe nebun. Așa că se miră foarte tare când într-una din zile auzi strigătele lui dureroase venind dinspre camera tronului. Păși în încăpere și nu mică-i fu mirarea când văzu că străjerii îl snopeau în bătaie pe nebun. Încetați imediat, porunci el, de ce îl loviți? A îndrăznit să se așeze pe tronul măriei tale, spuse șeful străjerilor. Eliberați-l imediat, repetă califul. Sigur nu a vrut să facă o prostie. Nebunul, în schimb, plângea cu hohote și se tânguia nevoie mare. Termină odată, se răsti la el califul. Doar n-ai pățit nimic, nu-i așa? Nu pentru mine plâng, ci pentru tine, măria ta, explică nebunul. Pentru mine? Se miră califul. Bineînțeles, dacă pe mine m-au bătut așa de tare pentru că am stat puțin pe tronul tău, cât de tare te vor bate pe tine care stai pe el de atâția ani? Aici este diferența între mine și tine. Tronul este al meu, nu al tău, răspunse califul râzând.